Potrivit primăriei Ploiești, zona în care a fost semnalată prezența ursului a fost monitorizată cu drona pe timpul zilei și cu camere cu termoviziune pe timpul nopții. În plus, un reprezentant al ISU Brașov a venit cu o dronă cu cameră de termoviziune. Întreaga suprafață unde a fost văzut ursul, Spitalul Județean, zona Vega, cartier Bereasca, a fost scanată cu drona cu cameră cu termoviziune și nu a fost detectată prezența ursului. Reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor Prahova nu au mai găsit nici urme la sol și spun că este posibil ca ursul să fie și de pe raza municipiului Ploiești, mergând pe albia râului Teleajen. Zona va fi monitorizată în continuare.